Salut și bine v-am găsit la un nou episod din seria Istorizând Jocuri. Astăzi ne vom juca unul dintre cele mai cunoscute jocuri medievale, unul dintre cele mai bune fighting simulator-uri făcute vreodată, și anume For Honor. For Honor este un joc creat de compania Ubisoft, un joc de lupte pe tema medievală. Jocul presupune bătălia dintre 1, 2, 3 sau mai mulți playeri. Jocul are atât mod de story, cât și multiplayer. Evident, jocul e făcut pentru multiplayer. Un joc foarte bun, un joc pe care m-am jucat foarte, foarte mult mai de mult. L-am jucat pe consolă, dar acum înregistrez de pe calculator. Nu mai joc chiar atât de bine cât jucam în trecut, din simplul fapt că nu joc de pe controller, joc de pe mouse și tastatură, dar suficient de bine încât să vă pot prezenta puțin jocul. Ok, astea fiind spuse, hai să vedem puțin cum stă treaba. În primul rând, în momentul în care tu începi să te joci, trebuie să îți alegi o facțiune. Poți să-ți alegi între cavaleri, în cazul meu, vikingi sau samurai. Sunt aceste trei facțiuni care pot fi urmate în poveste. Adică tu, dacă ți alegi cavalerii, vei parcurge, în primul rând, povestea cavalerilor. Dacă ți alegi samurai, vei parcurge povestea samurailor. Și la vikingi la fel. După care, va trebui să îți creezi un banner, o emblemă. După câte vedeți, asta este emblema mea. Mi-am ales crucea templieră. Am eu o treabă cu templieri, îmi plac, v-am povestit și episodul trecut. Voi face un video pe tema veche referitor la templieri, pentru că e un aspect foarte interesant. Și cam asta e partea de introducere în joc. Am parcurs tutorialul, tutorialul nu e mare lucru, dar astăzi noi vom juca câteva meciuri de online. Dacă vreți, vom putea face și campania pe viitor. Nu e o campanie extraordinar de faină, de dinamică, dar e bunicică, e bunicică. Jocul e foarte, foarte cunoscut datorită multiplayer-ului. Secțiunea de multiplayer e foarte bine pusă la punct, sunt foarte multe stiluri de bătălii, este duel, este brawl, este siege, este breach, sunt foarte, foarte multe, sunt foarte, foarte multe modele de luptă. Astăzi noi vom merge pe ce e mai clasic, adică 1v1, duel player versus player. Dacă pierd, îmi cer scuze, joc de pe tastatură, v-am spus, nu joc foarte bine, în trecut jucam destul de binișor. După meci vreau să vă prezint puțin și caracterele, să le analizăm armura, să le analizăm armele și așa mai departe, să raportăm puțin la nivel de istorie. Ok, acestea sunt toate caracterele, da, le vedeți, sunt foarte multe caractere, dar noi vom juca cu Warden. Pentru că e cel mai simplu caracter de jucat, e cel mai ok ca aspect, e cel mai asemănător cu cavalerii. Acesta este loading screen-ul, jucăm cu un player cu level destul de mare, nu știu dacă îl voi putea bate, chiar mă voi strădui. Să vedem, jocul arată foarte bine. La mine graficile sunt pe mediu high pentru a nu avea lag. Ok, de ce nu... așa. Și cam așa se desfășoară jocul. Vedeți, săgețile acestea vor trebui orientate în direcția unui atac de-a lui. Da, cu space-ul dai dodge și click dreapta și click stânga ataci. Ok, trebuie să am grijă pentru că băiatul știe ce face. Ah, deci am pierdut, vedeți, băiatul știe să joace mai bine, se vede că joacă de mai de mult timp. O să încerc să mă concentrez, poate reușesc să îl și omor de câteva ori. Dar e dificil, e dificil. Vă recomand jocul, e foarte distractiv. E foarte, foarte distractiv. Hai să vedem. Problema e că nu știu eu mișcările caracterului de pe tastatură. Ok, am prins un heavy attack.
Au, trebuie să ai grijă la chartul ăla, care e foarte, foarte periculos. Hai, frate, jos, ce vrei să ne batem acolo? Ok, bun, l-am executat pe băiat, i-am dat și un execution ca lumea. Stilul de luptă, să știți că nu e nu știu cât de realist, nu e foarte realist să spui că așa se luptau cavalerii, dar această poziție de a ține sabia pe braț chiar a fost întâlnită de, în ordinul cavalerilor teutonici, templieri și așa mai departe. Cavalerii în general aveau acest stil de a ține sabia. Stil văzut și în Game of Thrones și în Stăpânul Inelelor, în mai multe filme. Hai să vedem ce facem la băiat. Ok, like-uri, like-uri deocamdată. Ah, m-am prins, nu știu cum să dau. Bun, hai. Am uitat să-i dau bloc la chestia aia. Au. Ah, m-am prins, băiatul. Hai să vedem, problema e că nu știu, eu știu ce trebuie să fac, dar nu știu cum să fac de pe tastatură. Probabil voi conecta controllerul pentru viitoarele meciuri. Să vedeți și un pic de gameplay de calitate până la urmă, nu? Round 4. Din punct de vedere al aspectului caracterelor, arată destul de realist, dar vom vorbi mai târziu de acestea. Hai, frate, ce faci acolo? Problema e clar, e reach mare la arma aia. Deci îți mor, practic. Da, îți mor. Asta este, am pierdut primul match. Din bună dreptate, nu mai știu exact cum se joacă. Dacă îmi pun controlul, o să-i cam nimicesc. Mai încerc una cu tastatură și apoi dăm una de pe controller. Nu știu dacă pot juca. Am făcut și level 2. Nu știu exact dacă pe calculator pot juca din controller. Ar trebui să pot. Hai să-i dăm find a new opponent. Astăzi cred că vom juca doar dueluri pentru a vă prezenta jocul. Și dacă vă place, o să mi-l cumpăr pentru că e foarte, foarte ieftin. Și vom continua să jucăm. Cred că o să mi-l cumpăr. Cred că o să-mi cumpăr jocul pentru că e foarte bun și e ieftinuț. E ieftinuț. E doar 2 euro. Merită cumpărat. Vom juca tot cu Warden pentru că deocamdată sunt cel mai bine obișnuit cu el pe calculator. Dar după meciul acesta voi pune puțin și controllerul să vă arăt puțin și gameplay de calitate. Sper să accepte. Văd că băiatul și-a ales un samurai pe Kensei, e liderul facțiunii samurailor. E un caracter destul de OP, dacă știi să-l joci, ei sunt practic, să spun așa, caracterele principale ale facțiunii. Warden e la cavaleri, Kensei e la samurai și, cum îl cheamă, nu-mi vine numele, e vikingul cu care tocmai ne-am luptat, acela e liderul la vikingi. Raider, așa se numește. Ok, avem hartă ca lumea, avem hartă în regatul nostru. Ok, acolo ai greșit. Ok, cred că băiatul ăsta nu e așa bun ca celălalt. Da, asta știu să o contracareze. Problema... Ok, bun. L-am bătut pe băiat. Așa arată caracterele din față. Da? Arată destul de realist. Dar, v-am spus, vom vorbi puțin mai târziu despre aspectul acesta. Nu știu dacă în videoul ăsta să vă prezint celelalte moduri de joc. Nu știu dacă are rost, pentru că vreau doar să vă prezint jocul și să spunem cât este de realist. Din punct de vedere al luptelor, evident, nu existau charge-uri și minuni din astea în luptele Evului Mediu, dar mișcările sunt, să spun, relativ realiste, modul în care țin să vine și așa mai departe. Trebuie să nu mai vorbesc, că nu mă pot concentra. Da, m-a bătut că nu m-am putut concentra.
modul în care țin armele, modul în care atacă, sunt destul de realiste, dar nu foarte realiste, nu se prea lupta nimeni așa în Evul Mediu, vă spun sincer. Dar îi vom da o notă de 8, un 7.50 pentru luptă. Nu fugi, băiate, nu fugi, băiatul, că te... Greșeală atac, ai rămas fără stamina. Acolo a rămas fără stamina și l-am spamat puțin pe băiat, dar... asta este, luptăm până la ultimul, nu? Hai să vedem dacă îl putem bate. Vă spun, jocul chiar merită, adică dacă aveți ocazia să-l jucați, o să vă îndrăgostiți de el. O chestie foarte utilă în jocul ăsta e posibilitatea de parry, l-am văzut pe băiat. Adică barezi loviturile, aia e o chestie foarte, foarte utilă pentru că și asta. Ok, am câștigat și acest match. Destul de lejer, băiatul ăsta se vedea că el la început nu prea știa să joace. Acum, dacă vreți, vă prezint și celelalte caractere. Am jucat cu Warden. Și vom juca... vom da Find a New Opponent și vom juca cu Kensei și cu Raider. Vreau să vă prezint, am toate cele trei caractere, de caractere principale și vom juca în continuare cu mouse-ul, pentru că acum am prins curaj. Hai să vedem. O să dăm cu Rider. Toți Vanguard-ii, ăștia se numesc Vanguard, tipul acesta de caractere. Adică sunt caracterele principale. Practic, principale pentru joc. Rider este un heavy hitter, adică dă mai mult damage pe hit. În schimb ce Warden-ul este o îmbinare între heavy hitter, între mai multe stiluri de gameplay. Băiatul ăsta văd că a băgat bani și are level mare, are level foarte mare, level 11, eu am level 0. Cred că o să ne bată, pentru că nici nu știu mișcările lui Raider. Dar voi presupune că sunt asemănătoare cu al lui Raiden, pentru că pe PlayStation așa era. Trebuie să mă feresc, era sigur. Ok, l-am barat pe băiat. Vedeți cât damage de caracterul lui. Bă, dar cum dintr-o... Aoleo! Nu joacă foarte bine, dar are caracterul ăsta cumpărat din DLC, care printr-un light attack dă cât un heavy attack de-al meu. Ceea ce nu e foarte corect, dar ăsta e jocul. Din păcate, din ce am înțeles, jocul acesta a murit din cauza update-urilor. A fost mult prea updatat, lucru care a dus la pierderea playerilor. Așa, exact aceeași chestie am pățit-o și eu cu el. De aceea nici nu m-am mai jucat. Bun, iar l-am barat. Aoleu, băi băiate, cât mai spamează, vedeți cât spamează, dă lovituri care nu pot fi oprite și toată lumea spamează caracterul ăsta și mă omoară, mă enervează chestia asta la culme. Voi încerca să mă concentrez și să văd, poate reușesc să-l bat, dar puțin probabil, nu știu mișcările caracterului, dar hai să vedem. Să văd o chestie, cum barez? Deci așa dai Bun, bravo mie. L-am bătut, m-am concentrat puțin mai mult și am reușit să-l bat. Hai să vedem, mai dăm o luptă.
și poate reuși să-l bată și runda aceasta. Nu știu dacă pot câștiga meciul, dar poate reuși să-l bat de două ori. Ar fi chiar ok. A, nu mai-l bat. Nu mai bat pentru că nu am putut să... Da, n-am putut să-l bat. Vedeți, spamează. E un caracter de spam. Ok, am jucat și cu Rider. Ați prins ideea. Da, din păcate am pierdut, dar vom da find new opponent și vom juca și cu Kensei. Astăzi jucăm doar cu Vanguardul, vă prezint puțin toate caracterele și cât de realiste sunt. Un mare minus al jocului, acum mi-am amintit, un mare minus al jocului sunt luptele acestea între vikingi, cavaleri și samurai. Samuraii niciodată nu au ajuns pe teritoriul viking și nici vikingi pe teritoriul de samurai, adică în Japonia. Nu s-a prea întâmplat niciodată lucrul acesta. În schimb, cavaleri și vikingi s-au luptat, clar, pentru că vikingii au ajuns în Anglia și au fost lupte neîncetate între vikingi și cavaleri. Dar să ajungem la samurai e foarte puțin probabil. Asta e un mare minus, un neadevăr istoric pe care, vă dați seama, nu-l putem nota cu mai mult de nota 4. În schimb, jocul mai dispune de câteva facțiuni care nu au story, sunt chineji și mai este una adăugată recent, nu știu exact cum îi spune, dar vom vedea la final. Adică la finalul meciului acestuia. Ok, ne batem în arenă, unde îmi place mie să mă bat. Pentru că există și DPS în joc, există Environmental Damage. Ăla e un caracter nașpa pe care îl și cunosc. Opa, opa. Ăla dă poison. Sion. Wow, ce schemă i-am făcut pe care o știa de pe consolă. Sion. Opa. L-am rezolvat pe băiat. Vedeți, jucăm cu un samurai care are o katana. Un aspect foarte realist al samurailor este masca. Celebra mască roșie, masca de dragon pe care o foloseau samurai. De asemenea, și armura samurailor e destul de realistă pentru că e alcătuită din bambus pentru a le oferi mobilitate. Dar vedem noi detaliile astea mai târziu puțin. Aoleu, mi-a dat poison și... m-a bătut din light attack-uri. Caracterul ăsta cu care joacă băiatul e extraordinar de rapid. Dă foarte mult damage în foarte puțin timp. Dă mult damage. Cam asta e ideea. Opa, ați văzut? Ăla a fost feriul. Bun, gata. Executat. Capul la cutie. Bun. Îmi place jocul cum arată. Grafica jocului o iubesc cu adevărat. Deci uitați ce bine arată pentru un joc de 2017. E incredibil și e foarte, foarte bine optimizat. Adică eu pe un GTX 960 mi-l duce lejer când nu filmez pe high, mi-l duce 60 de frame-uri constant dacă nu filmez. Când filmez trebuie să-l pun pe mediu, dar... Cred că așa sună tastatura, zici că la NASA, în serverele alea lor. Dar n-am ce face, așa am înregistrat microfonul. Bun, jos și cu tine. L-am bătut și pe băiatul ăsta. În general îmi place să joc cu samurai și cu, cum le spune, cu cavaleri, pentru că vikingii nu sunt prea lenți pentru mine. Îmi place un stil mai rapid de luptă. Ok. Cam asta a fost cu meciurile pe astăzi. V-am prezentat principalele 3 caractere. Iar acum vreau să vă prezint puțin eroi. Deci, aici sunt toate facțiunile jocului. Avem în primul rând cavalerii. La cavalerii avem pe Warden, Peacekeeper, Centurion, Black Prior, Gryphon, Warmonger, Gladiator, Lawbringer și Conqueror. La vikingi l-avem pe Rider, pe Berserker, pe Highlander, pe Jormungandr,
cred că așa se, cred că așa se pronunță, Shaman, Valkyria și Warlordul. La Samurai îl avem pe Kensei, cu care tocmai am jucat, Orochi, Shinobi, Hitorki, Kyoshin, Aramusha, Nobushi și Shugoki. Iar aici vor urma categoriile de caractere care nu au story, și anume chinezii, care l-au pe Tiandi, Nuxia, Zahanu, Shaolin și Zhang Zhung. Iar aceștia sunt noi în joc, cred că reprezintă caractere din diverse colțuri ale lumii. În primul rând avem pe Medjay. Medjay e din Egipt, după cum bine vedeți, e inspirat din stilul egiptean. Îl avem pe Ocelot, sau Ocelotl, nu știu cum se pronunță, din triburile acelea din Amazon, cred. După care avem pe Afera. Afera pare a fi ceva în zona Turciei, aș merge pe Turcia, spre civilizația arabă, după acel turban. Și îl avem pe Pirate. Pirate, evident, cum spune și numele, e pirat. Acum, jocul, din păcate, pe vremuri era mult, 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 mult mai bun din simplul fapt al caracterelor. Erau mult mai puține caractere, erau caractere inspirate 100% din istorie. De câte vedem, ce caută pirații într-un joc medieval? N-au ce căuta. Da? Deci sunt mici greșeli care au dus la decăderea jocului, au dus la inactivitatea jocului, au dus la multe aspecte negative. Jocul era foarte bun când existau doar cavaleri, vikingi și samurai. Deși, cum am spus adineaur, nu existau lupte între samurai și vikingi. Nu au existat niciodată, nu au fost conflicte semnalate între vikingi și samurai. Sau nu știm noi, dar în istoria lumii nu scrie aceste aspecte. Acum să judecăm puțin caracterele mai interesante. Vom începe cu Warden. Wardenul e un cavaler. Warden care înseamnă practic protector, să spune. Adică o persoană care protejează anumite chestii. Așa erau numiți Wardeni. După câte bine vedem, armura e armură tipică de cavaler, cu mănuși, cu platoșă, cu cască, cu fel de fel de elemente de armură. Evident că pe parcursul jocului vor fi tot mai multe stiluri de căști, tot mai multe stiluri de mănuși, de arme, de săbii, de așa mai departe. Un alt caracter foarte interesant de aici este Centurion. Centurionul reprezintă soldatul roman din antichitate, din nou greșeala jocului, nu existau centurioni în Evul Mediu, în stilul medieval al jocului, centurionii erau, să spun așa, infanteria Imperiului Roman. Dacă apăsăm pe el și mergem la... A, dar nu-l pot costumiza dacă nu l-am. Dacă nu l-am, apare, nu-l pot costumiza. Acesta are un Gladius în mână, sau poate pot să văd cumva cu overview cu shift. Da, pot așa, ok, perfect. Din câte vedem, are un Gladius în mână, celebra sabie romană, armura tipic romană cu această platoșă care simulează aspectul corpului bărbătesc, pălăria, pielea de leopard, un caracter 100% inspirat din antichitatea romană, care nu ar avea teoretic ce să caute în Evul Mediu. Ok, din punct de vedere al gameplay-ului, caracterul e foarte OP. Dacă vreți să vă luați patch-ul, luați-vi-l pentru că nu veți regreta, e extraordinar de puternic. Dar noi putem să strângem bănuți prin lupte și să ne achiziționăm ce caractere vrem, cu bani din joc, pe gratis. Vom continua mai departe cu Lawbringer, alt caracter interesant inspirat din istorie. Dacă în episodul trecut am jucat Medieval Total War 2, în care am avut probleme cu acei footmen, acei infanteriști cu sulițe, practic asta vrea să reprezinte, pardon, asta vrea să reprezinte Lawbringer-ul, după suliță sau poleaxe, săcure aceasta mare, care era o săcure combinată cu o suliță, el practic ar trebui să reprezinte infanteria grea. Infanteria care era pusă pentru a proteja regele sau pentru a proteja cetățile. Practic, în joc, el reprezintă ceea ce și numele îi spune, aducătorul de lege. Vedeți că pe site-ul Ubisoft există trailerele fiecărui caracter. Vă recomand să vi le uitați, foarte tare, foarte bine lucrate. Din punct de vedere al armurii,
casca este inspirată din realitate, pentru că acest tip de cască chiar a existat. În schimb, aceste protecții ale umerilor cu țepi ăștia în sus, care nu a existat sau cel puțin nu știu eu să fie existat, nu am văzut niciodată, dar în rest caracterul respectă niște norme istorice. Polexul, săcurea lui, este 100% reală, a existat, a fost una dintre cele mai devastatoare arme din Evul Mediu. În continuare avem Raiderul, cu care tocmai am jucat și ne-am luat-o. Raiderul e un viking tipic, săcurea asta foarte mare de vikingi, foarte întâlnită, foarte comună, 100% reală, casca tipic de viking, armurile la umeri, armurile la spate, chestia asta cu oase în jurul piciorului, evident că e o... cum să spun, e o strategie a developerilor de a-i face mai înfricoșător și mai atractiv totodată, dar nu exista, nu se puneau oase în jurul picioarelor, vikingii în general nu prea purtau armuri, purtau haine alcătuite din piele și păr de animal, nu prea foloseau armuri. Ok, aici vedem un alt caracter foarte, 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 foarte realist, un caracter care seamănă și cu dacii de la noi din țară. Bine, dacii nu erau atât de evoluați din punct de vedere al aparenței, nu aveau armuri așa de sofisticate din piele și căști și minuni. Acesta reprezintă un viking. E stilul caracteristic viking, deci caracter 100% realist. Acesta mi se pare cel mai realist caracter de la viking. Warlord și din punct de vedere al sabiei și din punct de vedere al costumului și din punct de vedere al căștii. Toate sunt foarte realiste în conformitate cu ceea ce purtau vikingii. Așa că mi se pare cel mai realist caracter de la această facțiune. Ok, în continuare vom merge la samurai. Și anume la Kensei, cu care tocmai am jucat. Kensei e caracterul principal din facțiunea samurailor. Foarte, foarte realist. Cel mai probabil unul dintre cei mai realiste caractere din joc. Armura tipică de bambus, mobilă, alcătuită din mai multe bucățele de bambus legate între ele, pentru a oferi mobilitate, pentru a oferi siguranță. Numărul de săbii e un alt lucru foarte interesant și de apreciat al jocului. Avem sabia mare, care avea un nume pe care nu mi-l mai amintesc. În spectrul săbilor de samurai existau trei modele. Cea mai mare sabie pe care sensei o are, katana, care reprezintă sabia din stânga lui, și sabia cu care aceștia își făceau seppuku în cazul în care erau făcuți prizonieri. Seppuku, în cazul în care nu știți ce e, reprezintă ritualul prin care un samurai se sinucide. Tocmai pentru a nu fi ucis de alte popoare sau de a nu fi luat prizonier. Un lucru pe care nu-l apreciez sunt aceste, hai să le spunem, plato și armuri din spate. Acestea nu au existat, samurai aveau armuri din bambus complet, nu aveau aceste lucruri pe spate sau sper să nu greșesc. Eu personal nu știu de aceste... hai să le spunem rame de protecție, da? Un alt caracter foarte interesant este Oroki. Oroki e unul dintre cei mai puternici, cele mai puternice caractere din joc. Oroki e din clasa asasinilor. Vedem că are o katana jet pe jet, 100% realistă, armura de asemenea e realistă, și un caracter foarte, foarte, foarte puternic, după cum bine am spus. În continuare, la chinezi, nu vreau să fac prea mare referire pentru că nu știu foarte multe, foarte multe detalii din civilizația chineză, civilizația medievală chineză. Din câte văd, nu prea cred că ar respecta armurile reale, pentru că mi se par puțin cam prea încărcate, deși acest craniu de pe umeri reprezintă cu adevărat dinastia chineză și mitologia chinezească. Platoșa de asemenea n-aș vedea de ce nu ar fi reală sau inspirată din realitate, dar cred că arată destul de ok. Din punctul de vedere al caracterelor care nu au o facțiune, piratul sau pirata, nu știu exact ce e, nu e deloc realist, deci aspectul acesta al piraților pe care și filmele ni-l dau
E total fals, pirații nu se îmbrăcau așa, pirații erau hoți, pirații erau recunoscuți în istorie și sunt recunoscuți în istorie pentru mizeria de care dădeau dovadă și lipsa de igienă, nu aveau ei asemenea veste și salopete și evident că aveau cerebrul petic. Ăsta da, e un adevărat și bandana, dar nu erau atât de îmbrăcați, așa că ăsta e doar pur fantezie. Din punct de vedere al caracterului din Egipt, din nou o greșeală, să spun, o greșeală istorică, e faptul că acest personaj reprezintă cumva egiptenii din perioada antică, nu din perioada medievală. În perioada medievală și în Egipt, soldații erau îmbrăcați cu armură de fier, cu cască de fier, foarte asemănătoare cruciaților. Această armură cu această, hai să spunem, vul în cap și armura strict pe umeri, pe gât, pentru a proteja umerii, pentru a proteja artera aortă și zonele vitale și arterele vitale, reprezintă armura întâlnită în Egiptul Antic. Așa că nu ar avea ce căuta într-un joc inspirat după Evul Mediu, așa că nu e realistă. Din punct de vedere al triburilor, al caracterului inspirat din triburile amazoniene, acesta este foarte realist. Cam așa, deci aici chiar au făcut o treabă foarte bună. Triburile amazoniene chiar cam așa se îmbrăcau. Piele de leopard, pene în cap mereu, această cască sau mai bine spus căciulă tipic dintr-un cap de animal. Și încă un lucru foarte, foarte interesant sunt armele. Armele sunt 100% reale. Aceste bâte care aveau pe suprafața lor, pe suprafața lor pietre foarte bine ascuțite, folosite ca tăișuri și sulițele la fel. Acestea sunt detalii din istorie care sunt 100% reale. Ok, băieți, cam asta am avut eu să vă prezint astăzi despre For Honor. Dacă v-a plăcut jocul, nu uitați în secțiunea de comentarii să lăsați acolo o mică idee, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, dacă vreți să continuăm, dacă vreți o serie, dacă vreți să facem și alte lupte, pentru că jocul e interesant. Eu cred că e un joc foarte interesant, un joc foarte bun. Ok, pe cam asta am vrut să vă prezint eu astăzi, băieți. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Și până data viitoare, eu am fost istorizatorul și nu rămâne decât să ne salutăm și să ne vedem la următorul video.